Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Stimați colegi, declarația politică de astăzi am intitulat-o Transparentizarea și eficientizarea administrației publice centrale și locale. În programul de guvernare prezentat la investirea noului guvern al României de către primul ministru, domnul Dacian Cioloș, în Parlamentul României, este menționat faptul că actualul guvern va testa și aplica noi metode de lucru în ceea ce privește funcționarea internă a aparatului central și local, în încercarea de a lăsa la finalul mandatului o serie de soluții alternative viabile pentru buna funcționare a administrației publice centrale și locale. În acest sens, guvernul Dacian Cioloș își propune să fie un guvern deschis și transparent, în dialog cu instituțiile administrației publice centrale și locale, cu societatea civilă și cei cetățenii țării. În același document, se prevede profesionalizarea administrației publice prin recrutarea și evaluarea pe bază de competențe și performanță, stabilirea unor trasee profesionale clare care să confere predictibilitate și motivație pentru evoluția în carieră, precum și dezvoltarea și implementarea unui sistem de management al performanței personalului angajat în cadrul administrației publice. Nu în ultimul rând, se menționează crearea unor programe de evaluare a transparenței și testarea profesionalismului și integrității personalului angajat în cadrul administrației publice, inclusiv prin parteneriate cu organizații ale societății civile. Astfel, în concordanță cu principiile mai sus enumerate și ținând cont de faptul că premierul Dacian Cioloș a precizat încă de la desemnare că depolitizarea instituțiilor statului este unul dintre obiectivele sale și ale cabinetului pe care îl conduce. Un rol important îl are Agenția Națională a Funcționarilor Publici, instituție aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, instituție înființată prin legea 188 din 1999 privind statutul funcționarilor publici, care ar trebui să asigure managementul funcțiilor publice și al funcționarilor publici. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Agenția Națională a Funcționarilor Publici, are obligația respectării legislației în vigoare și anume prevederile acestei legi cu modificările și completările ulterioare în scopul depolitizării tuturor instituțiilor statului pentru asigurarea profesionalismului, a transparentizării și a eficientizării activității administrației publice centrale și locale. Guvernul tehnocrat condus de primul ministru Dacian Cioloș are obligația să vecheze la transpunerea și respectarea întocmai a prevederilor legislației actuale, mai ales că realitatea din ultimii ani ne-a arătat că fosta guvernare nu a respectat și nu a aplicat nicio secundă legislația în vigoare pentru a reda independența și libertatea instituțiilor statului, astfel încât acestea să lucreze în folosul și pentru bunăstarea cetățenilor țării, nu în folosul partidelor politice, a baronilor locali sau a clientelei de partid. Vă mulțumesc. Vasile Gudu, deputat PNL de Tulcea.